Bine ați revenit într-o nouă incursiune prin jungla urbană. Astăzi avem o călăuză specială pentru că avem și un subiect special. Vorbim despre animalele de companie, personaje omniprezente în jungla urbană. Călăuza noastră de astăzi este domnul doctor Constantin Ifteme. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, Liviu, și mulțumesc de invitație în emisiune! Și, desigur, mulțumim noi foarte mult pentru că ne aflăm în Centrul de Endoscopie și Chirurgie Minim-Invazivă Veterinară, un centru nou, un centru în care s-a investit foarte mult, un centru pe care unii îl iubesc pentru că își doresc ca prietenii sau, cum spunem noi astăzi și cum spun și proprietarii de animale, membrii familiilor lor, pleacă fericiți de aici pentru că pleacă sănătoși chiar dacă au probleme foarte grave. Costi, o să te rog să ne prezinți puțin acest centru minunat. Este un centru dedicat atât intervențiilor chirurgicale clasice, dar și minim-invazive. Activăm de aproximativ un an și jumătate în acest domeniu. În sfera, să spunem, virtuală pe Facebook suntem aproximativ de 3 ani de zile, dar din 1 septembrie 2016 am deschis acest centru de endoscopie și chirurgie mini-invazivă. Este când vorbești de sfera virtuală, te referi la perioada de marketing sau nu, și promovare? Nu, am avut o clinică într-o altă locație unde făceam toate aceste intervenții, dar nu numai. Era un cabinet ca toate celelalte cabinete, unde efectuam și inclusiv intervenții endoscopice, intervenții chirurgicale minim-invazive, dar în acest centru efectuăm doar chirurgie minim-invazivă, clasică, nu mai facem vaccinuri, nu mai facem tratamente uzuale, nu mai facem consultații de rutină, ne poziționăm cumva ca și o clinică de referință. O clinică unde lucrăm, clientul nostru principal este medicul veterinar, colegii noștri. Pe lângă încercăm să ajutăm animalele de companie, încercăm să-i ajutăm și pe colegii noștri în momentele în care ei, să spunem, nu se descurcă cu anumite situații, să spunem, mai speciale cu anumiți pacienți. Acest model există în toată Europa, în toată zona de vest, clinicile de second opinion sau de referral. Locuim cu toții în București, trăim în jungla urbană sau supraviețuim în jungla urbană. Este foarte adevărat, numărul animalelor de companie a crescut după 1989 de aproape 30 de ori. În jurul animalului de companie s-a dezvoltat o adevărată industrie care înseamnă mâncare, care înseamnă accesorii, care înseamnă servicii conexe, cum ar fi grooming-ul, cum ar fi frizeriile pentru câini. Oferim cu toții foarte multe servicii, când spun cu toții, noi medicii veterinari, pentru că mă regăsesc și eu, chiar dacă astăzi sunt în poziția de moderator de emisiune. Aș vrea să te întreb, hiperspecializarea a venit ca o consecință a cererii din piață sau ea a venit doar ca un model consacrat în țările civilizate și dezvoltate, pentru că și noi suntem o țară civilizată, dar în curs de dezvoltare. Cred că ambele sunt motivele. Odată modelele sunt clare și le vedem cu toții în partea din vest. Poate modelul cel mai clar pentru toată Europa este Anglia, unde au niște standarde foarte, foarte bine definite, atât în medicina veterinară, dar și în alte domenii. Statele Unite, iarăși o țară unde se face performanță în domeniul medicinii veterinare. Iar cred că bine, și nevoia. Sunt țări care pentru animalul de companie, proprietarii fac un adevărat cult. Știi foarte bine bunăstarea animalelor în Anglia și mai ales în Noua Zeelandă, Australia, nu vorbim de Statele Unite care sunt undeva foarte sus. Da, și în același timp și nevoia, cred că știm amândoi că în urmă cu ani de zile, 10, 15, chiar și 20 de ani, sunt clienți de-ai noștri care plecau cu animăluțele să și le opereze la Viena, alții plecau la Paris, alții în Italia, în diferite locații. Pentru bine, Via Budapesta. Da, exact, prima a fost Via Budapesta, ai dreptate. Universitatea din Budapesta fiind o universitate de renume și cu doctor foarte bun. Știm bine că maghiarii iubesc foarte mult, în primul rând, cai
și apoi câinii, da, pentru că sunt mari vânători. Da, asta așa este și în momentul de față încercăm să dăm o șansă reală animăluțelor și în același timp și proprietarilor, că ei sunt cei care investesc atâta suflet, pentru a avea niște servicii medicale de foarte bună calitate la cele mai înalte standarde. Animalele de companie, numărul de rase, vorbim astăzi despre câini, pentru că cu preponderență câinele este cel mai prezent într-o clinică veterinară sau într-un spital sau într-un centru de excelență, așa cum este cel de endoscopie și chirurgie minim-invazivă în care ne aflăm. S-au dezvoltat foarte multe rase de câini. De multe ori noi, medicii veterinari, ținem cu greu pasul cu dezvoltarea anumitor rase de câini noi, create de om, dar de multe ori, și aici vom vorbi despre câinii brahicefalici, de multe ori poate împotriva sensului pe care îl dă Animal Welfare, bunăstarea animalelor. Ce părere ai apropo de brahicefalici? Vorbim despre... E un subiect fierbinte pentru mine și un subiect care te pasionează foarte mult. Mă pasionează și cu astfel de cazuri mă întâlnesc de zi cu zi. Nu există zi în care să nu avem cel puțin 1-2 căței cu probleme. Haideți să-i definim, să-i prezentăm. Câinii, da, brahicefalici. Sunt cei cu botul turtit. Începând, să spunem, rasa cea mai întâlnită în momentul de față în România este buldogul francez. Sunt statistici, noi nu avem în momentul de față statistici, dar la nivel european și cel puțin cunosc statistica foarte bine din Spania, 80% din câinii de rasă cumpărați la ora actuală sunt buldogi francezi. Vă dați seama cam ce înseamnă lucrurile? Aici intervine moda, da, și era un alt subiect, dar să-l integrem aici. Da. Moda de a-ți cumpăra buldog francez, buldog englez, buldog englez a mai scăzut ca și pondere. Puțin, da, dar pugul a apărut și... pugul pe locul 2, pe locul 3 buldogul englez și desigur mai sunt multe rase care... Bine, American Bully din spate. Deci American Bully care este o rasă, este de fapt cea mai nouă rasă dintre toate cele pe care le-am pomenit. Da. Clar, căței ăștia dezvoltă foarte, foarte multe probleme. Începând de acele problemele respiratorii pe care le cunoaștem cu toții, dezvoltă un sindrom obstructiv respirator, începând de la nivelul orificiilor nazale, au nările lipite, au niște probleme la nivelul, să spunem, cavității faringiene. În spatele faringelui, zona de mucoasă, de vâlp palatin, este mult mai lungă și astupă laringele. Iar câinele nu poate să respire, nu poate să respire corect. Orice deci respirație forțată respiratorie, insuficient oxigenată creierul, exact, și de aici o patologie întreagă care până la urmă aduce multă suferință animalului. În afară de problemele respiratorii, au probleme neurologice, cum ai zis, cauzate de hipoxie, dar sunt și probleme neurolocomotorii. Au malformații ale coloanei vertebrale, au probleme ortopedice, au probleme dermatologice, probleme oftalmologice. De fiecare dată când ne uităm la ochii lor, au ochii plânși și ochii cu multe secreții, fac o boală numită boala ochiului uscat sau keratoconjunctivita sica. Probleme stomatologice. Majoritatea ați văzut că au bărbița, au prognatism. Eu încerc să fie fiu cât mai aproape, da. Brevignatism, da, mai rar, dar prognatismul le plouă în gură, cum spunem noi, ca să înțeleagă proprietarii. În ultima perioadă descoperim și alte lucruri noi. În dimineața asta am avut un cățel care ramurile mandibulei nu erau unite la vârsta de 2 ani. Pur și simplu se mișcau. Deci, iarăși o malformație congenitală pe care am început să o întâlnim din ce în ce mai des. Mai ales că în momentul de față, în clinica noastră, am instituit un plan de screening în care nu ne focusăm doar pe problemele respiratorii, ne focusăm și pe alte probleme specifice brahicefalicilor. Probabil, undeva într-un an, doi ani de zile... Ați dezvoltat foarte mult combaterea patologiei specifice brahicefalicilor. Exact. Cred că într-un an, doi ani de zile și alte clinici care fac același lucru, va trebui să venim către FCI, să trimitem aceste rapoarte și poate lucrurile se vor schimba în câțiva ani de zile. Clar, intervenția omului asupra acestor rase a dus la aceste patologii. Dacă ne uităm în urmă cu 50 de ani, buldogul francez sau pugul arăta cu totul altfel. În momentul de față nu au făcut
Și politicieni. Da, nu au făcut decât prin aplatizarea asta a botului, a nasului, nu au creat decât foarte, foarte multe probleme foarte, foarte grave și greu de rezolvat pentru noi medicii. Vorbeai puțin mai devreme de pregătirea noastră. Eu cred că la momentul de față, media sau poate majoritatea, noi nu suntem pregătiți pentru această rasă. În ultima săptămână am descoperit... Până aici intervine ceea ce îți spuneam eu mai devreme, nevoia de hiperspecializare. Pentru că nu poți să te pricepi la toate. Da, deci avem în momentul de față chiar pe hol o proprietară, am ieșit din sala de chirurgie să-i spun că am descoperit o patologie pe care nu am regăsit-o niciodată. Deci este un colaps rinofaringian, nu este descris decât în 1-2 articole. Momentan nu există rezolvare chirurgicală. Este întâlnită la buldogul francez, au mai găsit câțiva colegi. Eu chiar am postat pe o rețea de socializare câteva filmulețe endoscopice cu această patologie. Colegi care au destul de multă experiență din toată lumea nu văzuseră așa ceva. Ți-am zis că sunt menționate 1-2 articole, dar momentan nu există rezolvare. Noi am încercat în cursul zilei de azi, am efectuat o intervenție, sperăm rezultatele să fie ok după această intervenție, dar cred că în următoarele 2-3 săptămâni va trebui să găsim o soluție, pentru că clar colapsul rinofaringian îl vom mai întâlni și în alte situații. Iar dacă nu există rezolvare, cățelul nu va putea respira. Îmi dau seama și apoi alte și alte probleme. Ocupându-te în mod special cu preponderență de ceea ce înseamnă brahicefalice, ai intrat în contact cu proprietarii de brahicefalice. Au ei ceva în comun? E un profil, o tipologie a proprietarului de brahicefalic? Sunt ei informații? Au fost informații înainte de a achiziționa și de a introduce până la urmă în familie un astfel de câine? Aveau informații despre patologia specifică rasei? Sunt sigur că nu. Sunt comunități importante, nu știu dacă ai văzut, sunt comunități importante pe Facebook de proprietari sau iubitori de brahicefalici, de buldogi și de pugi. Numără în România una din paginile, din grupurile, 7.000 de membri. Gândește că înseamnă minim 7.000... Și eu sunt membru la bulterie. Da. Înseamnă minim 7.000 de buldogi francezi. Gândește că în același timp sunt foarte mulți proprietari care nu au Facebook. Mai sunt cel puțin poate 3.000, 4.000, 5.000. Deci noi în România, la momentul de față, probabil avem peste 10.000 de buldogi francezi. Noroc că avem conservatori care spun, dom'le, câine ăsta e urât, nu-mi place. E cu botul turtit, a căzut de la etajul 9 în bot pe asfalt și de-aia arată așa. Clar, crescătorii nu informează, dar în momentul de față problema nu mai e doar la crescători. Problema e că animalele sunt cumpărate și din locuri neautorizate. Există așa bine, numite... Aici putem vorbi și de consanguinizare. Exact, nu problema... Crescătorii... E o altă piață. Da, e o altă... Nu putem acuza crescătorii, nu putem generaliza, pentru că există și crescători de calitate... Așa cum în toate profesiile, în toate activitățile există good guys și bad guys. În România nu știu câți, n-am încă date câte canise sunt de dog francez sau de bulldog francez sau de bulldog englez, dar am văzut din ce în ce mai mulți pe stradă. Da, sunt sigur. Să revenim. Profilul proprietarului de brahicefalic. Pentru că tu îți permiți, în ultima perioadă, având foarte mulți care au venit, să sunt formulezi așa, sunt să conturezi un profil. Clar se atașează mult mai mult de animăluțele lor față de ceilalți proprietari. Sunt asemănători cu proprietarii de pisici. Sunt puțin... Bine, trebuie să spunem că avem și pisici brahicefalice. Da, pisici brahicefalice. Exact, persana și Scottish Fold și Exotic Shorthair, dar cu mai puține probleme decât la Bulldog și la Pug. Clar, profilul lor este unul al iubitorului exagerat de aceste suflete. Oameni care se atașează... Să spui că ei își doresc niște animale suferinde pe care să le întrețină cu mai mult elan și să le îngrijească. Nu. Clar, există și astfel de persoane care simt nevoia
să manifestă o dragoste exacerbată și atunci... Majoritatea nu dau seama ce au în casă. Deci să-ți povestesc o întâmplare de acum 3-4 săptămâni. Vine aici un... vreau să ajung la o întâmplare. La o întâmplare, exact. În urmă cu 3-4 săptămâni vine un client cu un cățel nou achiziționat. Îi luase cățelului bulldog francez din casă o iubită, adultă. Că a zis, de ce să mă mai chinui să mai cresc când pot să iau una de 18 ani? Toată lumea își dorește așa ceva. Și a adus iubita, i-a adus iubita acasă de cățelușă. Numai că ea respira normal. Celălalt din casă grohăia. Lui s-a părut ceva normal, că asta nu grohăie. Și a zis că ea e bolnavă și a venit cu ea la mine la control. Domnul meu, cățelușa asta respiră așa. Cățelul meu, buldogul... Adică așa era rasă pură. Da, al meu era rasă pură, că respiră... Și asta nu se auzea nimic, era pe modul silent. Și zic, domne, nu înțeleg ce doriți dumneavoastră. Nu, că eu așa știu că trebuie vreau să respire... Vreau să-mi face și pasta să sfărăie. Ca să deci, fie rasă oamenii, pură. Oamenii așa cred. Deci asta e cea mai mare problemă pe care nu transmite nimeni. Bă, aici nimeni. Vorbim deja de patologie umană. Da. Adică nu mai vorbim de patologie animală. Nu sunt informați, Liviu. Nu sunt informați, pentru că dacă ar fi informați și ar ști că ei la 4 luni de zile trebuie să ducă, cum vin la vaccinări, la 4 luni de zile le-ar face o verificare. Și au medicul, nevoie da, de o monitorizare, monitorizare atentă. Clar, ciobănescul german, că totul a fost la modă. Știi foarte bine, la 6 luni de zile toată lumea făcea examen de displazie de șol, făcea radiografie, are, nu are displazie și mai departe. Bine, pleca, după mulți ani, după mulți ani a devenit da, obligatorie pe regulamentul Asociației Europene și Mondiale de chinologie, deci... În momentul de față, mie îmi pare rău că nu pot să-ți arăt că există obligativitatea inclusiv pentru buldogul francez în Anglia și țări gen Suedia, în Norvegia, să aibă controlul la vârsta de 6 luni de zile și la un an de zile că este liber de sindrom obstructiv respirator. Există screening pentru așa ceva standardizat deși de FCI. Deci e o patologie specifică rasei. Da, dar nu e o patologie. Au reușit să... Sau o consecință a patologiei specifice. Da, deci au reușit ușor, ușor să se excludă indivizii care prezentau astfel de probleme și la momentul de față există chiar căței care sunt liberi de sindrom obstructiv respirator. Dar asta trebuie să iei de la un crescător care are totuși, în primul rând, de serios, face o selecție bună, de foarte bună calitate. Nu face lucrul ăsta doar pentru bani și îl face în primul rând pentru chinologie și pentru sănătatea animalului. E greu, într-adevăr, în jungla urbană să găsim astfel de oameni. Da, e foarte adevărat. Noi am avut de multe ori discuții pe tema prețurilor. Problema prețurilor în medicina veterinară, mai ales în ultimii ani, când prețurile au crescut, dar au crescut în acele cabinete, clinici, spitale care au investit foarte mult, cum este și cazul acestui centru. Hai să le explicăm puțin celor care ne urmăresc de ce prețurile sunt uneori mari, de ce sunt uneori mici, ce înseamnă investiția în aparatură, pentru că dacă ne uităm de jur împrejur și prietenii mei din spatele camerelor de luat vederi vor înregistra câteva detalii, vedem aparatură foarte scumpă, aparatură de ultima oră și în același timp o clinică care s-a hiperspecializat și nu mai practică manopere care sunt cu o pondere mai mare, cum ar fi vaccinările, intervenții chirurgicale minore, și a preferat să se hiperspecializeze. Cu riscuri mai mici acolo și cu riscuri mai mari aici. Riscuri sunt peste tot, pentru că fiecare manoperă medicală are un risc. Noi tratăm bolnavi și nu boli, pentru că fiecare animal în parte, ca și fiecare individ în parte, răspunde într-un alt fel la terapie. Da, asta așa este. În ultima perioadă prețurile clar au crescut, dar au crescut direct proporțional și cu investițiile. Nu suntem singurii din piață care am investit în domeniul medical veterinar, dar țin să menționez, să fac o paralelă pentru un grup de medici care au investit și care chiar au venit cu plus valoare în ceea ce privește asistența medicală veterinară. Da. Referitor la partea de costuri și de investiții, să facem o paralelă cu medicina umană. În momentul în care achiziționăm un ecograf,
dau cea mai, să spunem, banală variantă. În medicina umană, un ecograf costă cu 30-40% mai puțin decât în medicina veterinară. Da, tot ce în medicina veterinară este mai scump, pentru că ei consideră că se adresează unei piețe de lux. Exact, și o piață mai mică față de piața umană. Noi vorbim în România de prețuri mai mari. În primul rând, nu avem un sistem de... Că lumea face o paralelă, nu neapărat între medicină veterinară, între ceea ce plătesc poate la spitalul uman. Bine, în România nu există asigurările medicale. Bun. Și atunci ei fac paralelă cu ceea ce se întâmplă la uman. Că i-ar fi costat mai puțin, dar nici la uman ei nu știu exact costurile, pentru că sunt asigurați. În momentul de față, în România nu există un sistem de asigurare pentru animale care să acopere, să spunem, o anumită parte a costurilor. Clar, în momentul în care există investiție, și nu vorbim doar de investiții, vorbim și de investiția în oameni. Eu cred că și proprietarii de animale își doresc și, de fapt, au interesul să existe un sistem viabil de asigurare de sănătate. Investiția în aparatură, investiția în oameni, investiția în pregătire continuă. În momentul de urma să abordăm și subiectul resurse umane. E foarte, foarte important. Bun, îți iei un aparat care costă poate 100.000 de euro. Dar aparatul acela trebuie să înveți să-l folosești. Tu ai vreo 5 care costă 100.000 de euro aici? Da. Degeaba le iei dacă nu știi să-l folosești. Sunt cursurile, din păcate, nu le poți face în România. Majoritatea cursurilor sunt undeva peste ocean. Un singur curs costă undeva peste 4.000 de dolari. Nu mai pui drum, cazare și toate celelalte lucruri. Timp pierdut, adică pleci din clinică, lași câteva zile clinica. Deci toate lucrurile astea din spate nu sunt cunoscute. Da, costurile pentru pregătirea continuă a unui medic veterinar sunt foarte mari și nu sunt gratuite. Materialele informative sunt foarte scumpe. Acum avem posibilitatea online-ului și bibliotecilor online, dar eu mi-aduc aminte, în urmă cu 20 de ani, cumpăram cărțile de chirurgie cu 300 de pounds un volum. Cam așa sunt și acum, Liviu. Da, bun, ai alte canale acum, să spunem că ai online, dar eu cel puțin nu pot să citesc, să stau la calculator să citesc. Eu tot prefer să am cartea în mână. Și atunci, bun, e varianta. Adică ești între două generații. Sunt între două generații, sunt aproape de 40 de ani și nu m-am obișnuit să stau să citesc de pe tabletă. Și dau exemplu, investiția noastră, doar biblioteca noastră, cred că valorează undeva 40.000 de euro. Deci, poate nu e bine să spun lucrurile astea, poate mă trezesc cu cineva care vrea să-mi acceseze această bibliotecă. Nu mai spun investiția, infrastructura pe care trebuie să o creezi pentru un cabinet veterinar. Tu vezi aici jos, noi unde stăm, este o podea special concepută cu împământare. Gândește că de jur împrejurul nostru e foarte multă aparatură care poate să exercite un câmp electric asupra noastră și ne putem curenta oricând. Eu nu de puține ori am pățit lucrul ăsta în vechea clinică, care în sală aveam endoscopul, aveam monitorul de pacient, aveam electrobisturiu și la un moment dat pur și simplu mă curentam și nu știam de unde. În momentul în care am construit noua clinică, am adus experți în domeniu și mi-a zis, de ce nu vă puneți o podea conductivă? Dar ce este podea? Așa am început să-mi explice. Și apoi am dat eu firul înapoi și mi-am dat seama că eu de fapt mă curentam tocmai de la întreaga aparatură care era de jur împrejurul meu. S-au întâmplat inclusiv accidente de genul ăsta în spital. Deci, ca să creezi o infrastructură... De multe ori, dotările, accesoriile, mentenanța sunt mai scumpe chiar decât aparatele. Da. Iar amenajarea unei astfel de clinici nu este deloc simplă. Ce simți atunci când simți că ți-ai îndeplinit visul? Când ești înconjurat de super aparatură performantă, când ai posibilitatea să faci intervenții la care nici nu te-ai fi gândit în urmă cu 10 ani. Liviu, ai atins un punct foarte, foarte sensibil. Să nu încep să plângi. Nu plâng, Liviu. În dimineața asta am avut o vizită de la Facultatea de Medicină Veterinară Spiru Haret. Au venit o grupă de studenți, în jur de 30 de studenți, și am încercat să le transmit că în urmă cu 20 de ani eu visam ceea ce este aici. Și le-am dorit și lor același lucru, peste 10 ani, că poate e prea târziu, peste 20 de ani, să-și vadă și ei visul cu ochii. Eu în momentul de față îmi văd visul cu ochii și vă spun, e cea mai mare fericire a mea, că reușesc să fac medicină performantă, reușesc să lucrez într-un cadru
cum și-ar dori oricine în toată lumea. Crede-mă că filmele pe care le vezi și tu pe Facebook sunt reale cu ceea ce facem. Când merg în afară la Bine, congrese... Bine, am avut șansa să le văd și pe viu. Deci crede-mă că merg afară la congrese, vin absolvenți de facultăți de medicină veterinară din toate țările, din Anglia, din Franța, care mă cunosc de pe Facebook. Gândește că totuși nu sunt o persoană atât de... Până la urmă contează foarte mult și faptul că reprezinți România. Pentru că faci un transfer de imagine pentru medicina veterinară din România. E important în competiția științifică din aceste conferințe și congrese. Și vin și îmi cer autografe. Ceea ce e anormal pentru un medic veterinar să vină cineva. Pentru tine, da, că tu ești cunoscut. Vocea ta o cunoaștem de 20 de ani cu toții de pe radio. Nu credeam că spui că faptul că am făcut medicină cu 15 ani înaintea ta. Da. Dar pentru să vină un coleg tânăr absolvent să vină să înceară să facă o poză cu mine și să-mi ceară un autograf a fost chiar o cea mai mare mândrie. Deci că da, probabil era moldovean și de Am făcut parte din echipa de chirurgie, deci am fost 5 sau 6 chirurgi din toată Europa. Am fost singurul reprezentant al zonei de sud-est al Europei. Au fost chirurgi din Spania, au fost chirurgi din Rusia, au fost din Elveția, au fost din toate țările Europei și din zona aceasta de Europa am fost singurul chirurg. La momentul de față, pe zona asta, chiar suntem un pol important în ceea ce înseamnă partea de chirurgie minim-invazivă și endoscopie veterinară. În următoarea perioadă o să apară o carte care e scrisă de 30 de medici veterinari din toată lumea, iar trei capitole ne aparțin atât mie, cât și colegii mele Bianca Bofan și colaboratorului nostru principal, Fausto Brandao, și medicului uman care, să spunem, este mentorul meu în endoscopie, Dan Cristian. Pentru cei care ne privesc, Fausto Brandao este unul dintre cei mai mari doctor de imagistică, pentru că el nu se ocupă doar de ecografii. De endoscopii și de și ecografii, dar deja a ajuns foarte sus din Portugalia, unde altfel va avea loc și Congresul Mondial în acest an la Lisabona. Da, bun, ești un exemplu. Crezi că ai ceva să-ți reproșezi pentru ce ai făcut, n-am să spun, în ultimii 5 ani? În ultimii ani, în medicina veterinară, faptul că ai trezit de multe ori invidie, gelozii... Nu cred, Liviu, ceea ce am făcut în meserie... Oamenii răi! Nu-mi reproșez absolut nimic. Am avut atâta activitate profesională medicală, știi foarte bine, inclusiv am fost implicat în... mai toate structurile, toate asociațiile, Asociația Medicilor Veterinari pe Animal de Companie, Colegiul Medicilor Veterinari. Am organizat împreună, știi, foarte multe evenimente. Am încercat de fiecare dată să împărtășesc din experiența mea și se vede lucrul ăsta inclusiv în partea de online, în partea în care eu vin cu informație care nu o țin doar pentru mine. Deci împărtășesc cu colegii în același timp și încerc să mă bucur de ceea ce, să spunem, regăsim noi în activitatea de zi cu zi, în activitatea profesională. O să facem împreună un tur prin clinică. El va fi doar sub forma ilustrării, a ilustrației pe care o vom prezenta în această emisiune. Costi, îți mulțumim foarte mult. Ai fost o gazdă foarte primitoare. Aici e în sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Prin Jungla Urbană. Vă așteptăm săptămâna viitoare, iar până atunci vă dorim să supraviețuiți în jungla urbană.